Haideți, prieteni, să vedem care au fost transformările între timp și la ce performanță a ajuns Elena Pânzari din Raionul Florești. La moment a reușit să slăbească mai bine de 20 de kilograme chiar la ea acasă. Încântată pentru acest rezultat minunat, doamna Elena spune că nu se va opri aici și luptă în continuare pentru a ajunge la kilogramele din două cifre făcute. Wow! Aflați în continuare istoria doamnei și urmați exemplu în lupta cu kilogramele în plus. În 3 luni, alături de experții pe slăbit sănătos ai nutriționistei Galina Tomaș, doamna Elena Pânzari a reușit să dea jos mai mult de 20 de kilograme. Atunci am avut greutatea 167 de kilograme, dar azi dimineață am fost la cântari și 144 de kilograme. Și mă bucur mult că mănânc normal, mănânc cum mi se spune, cum mi se recomandă să mănânc. Și datorită la doamna Galina Tomaș, îi mulțumesc tare mult și doamna Mariana, că cu ea am făcut seara la între 7 și între 8, comunicăm, ne dă meniu pe a doilea zi. După acest rezultat, doamna este decisă să meargă mai departe. Văd că este și văd că este rezultatul bun și mă gândesc că am să merg așa mai departe și cu ajutorul Domnului și mă rog la Domn să-mi dă sat, puteri ca să ajung la două cifre. La două cifre să ajung și să îndeplinesc dorința care am zis că înainte de a lua a merge în programul acesta, m-am gândit la niște lucruri care eu trebuie să le fac. Când a intrat în proiectul Galinei Tomaș, Elena Pânzari avea un stil de viață cu totul diferit. Treptat a învățat să mănânce sănătos și corect, iar diminețile le începe cu antrenamente create de specialiștii Centrului Online de Nutriție și Sport. Am avut comunicare tare bună, să zic. Că, într-adevăr, noi zicem că mâncăm ca să nu fim flămânți, dar nu ne gândim că mâncarea asta nu se poate și nu trebuie. Așa ești mâncare toată ziua, oricum. Ori așa ești mâncare grasă. În primul rând, apa. Apa, chiar nu bem, aproape să zic de fel, așa să zic de fel, pentru că bem ceaiul și, dar pe urmă nu era să bea, chiar în ultimul timp așa era, chiar mă gândeam, deși nu și eu apă, sufletul organizării apă. Acum am ajuns, eu apă, 4 litri și ceva, 200, da, și 300 pili. Chiar ca în timpul de față astăzi, așa am zis că să beau 4 litri și 300 de grame, ca să ajung la 4 litri și jumătate. Și nu toată apa pot ca să beau. Eu am încercat la două fântâni și am un beau de-a treilea fântână care vine din la izvor. E scurge dintr-o fântână, dar scurge din izvor și beau de la izvor. Și așa eu pot bea apa. În fiecare zi avem altă mâncare, alt meniu. Nu tot aceeași mâncare în toată ziua. De exemplu, dacă astăzi am mâncat ovăz, dar mămânii mâncăm grecică. Și mâncăm casă de orez, casă de ovăz, casă cășuțe de toate cășuțele care trebuie să le mâncăm dimineața. Și cu norma, nu mâncăm. Dar dacă e grecică, eu fut și 20 de grame. Dacă e ovăză, eu fut și 50 de grame. Și cu ziun, cu banană, cu legume, cu
Așa, combinat să zicem. Acest rezultat se datorează faptului că doamna a respectat cu strictețe regimul alimentar recomandat de cabinetul Galinei Tomaș și a făcut antrenamente zilnice. Totul online, chiar acasă. Telefon mi-a deschis camera mea. Acolo am numărul pe site și pe camera aceea îi spune meniu. Gimnastică la ora 10, în toată ziua gimnastică la ora 10 și niște doamne, niște domnișoare. Așa am impresia că mă trăie de mână. Faceți că puteți, chiar așa să zice. Faceți că eu știu că puteți. Și așa cu voi bună, cu dispoziție bună în fiecare zi, dispoziția asta bună o avem. Chiar dacă la început era sceptică în privința programului, astăzi zice că nu mai poate renunța la alimentația sănătoasă și la mișcarea zilnică. Eu mă gândim că asta costă scump producția. Mă gândim că dacă e program, e dietă, e scump. Dar el nu-i scump. El e programul, e ceea ce trebuie să mănânci în fiecare zi. Numai că trebuie să le combinăm drept și corect. Și combinația asta eu nu știem. Și acum o știu, o știu foarte bine și mă bucur că o știu. În timpul eforturilor de slăbire, doamna Elena Pânzare a făcut câteva schimbări în stilul ei de viață pentru a ajuta la pierderea kilogramelor. Astăzi se declară mulțumită de rezultat, dar nu se oprește aici. Îmi permit să stau în picioare mai mult chiar stau în picioare. Mă rog lecuțe și fără baston, fără nișunul. Și mă bucur mult că eu nu mă gândim că eu am sport și a să vie vreme că eu am să mă întorc cu putere și de 12 ani în urmă. Eu mă gândim amu că e atâta mi-a dat Domnul să trăiesc și atâta eu aici trebuie să mă opresc, cred că. Dacă mi s-a întors pagina pe celălalt part și gândurile mi s-au schimbat. A ales un stil de viață sănătos fiind motivată de copii și nepoți. Femeia ne-a mai spus că zi de zi se roagă ca Dumnezeu să o ajute să slăbească de dragul propriei sănătăți. Trebuie să trăiesc pentru fete, chiar și pentru mine și pentru nepoțenii. Peste 3 luni de zile să ne întâlnim iarăși și fără 20, și fără 40 de kilograme.